Frumusețe-n dar de Marius Ghidel, pagina 186. Ce ne lipsește nou ca să iubim? Iubirea trebuie argumentată și egoul demotivat. Interesul personal, adică eul, este super demotivat, dar a dărui nu este deloc explicat. A dărui, a iubi, trebuie să fie întotdeauna prima reacție noastră. Atunci știi sigur că totul va fi bine. Tot timpul să întâmpinăm orice situație de viață printr-un abandon de sine absolut pentru a lăsa miracolul să coboare în viața noastră. Fără o continuare lepădare de sine, nu se pot șterge păcatele. Orgoliu înseamnă nefericire. Când te cuprinde o dragoste imensă și orice ți s-ar face, tu accepti și nu reacționezi în niciun fel, începi să se șteargă atașamentele. Inversul a ceea ce îți spune egoul este adevărul. Nu te apăra niciodată, pentru că îți întărește egoul și vor veni neplăceri și mai mari. Ceva neplăcut vine la tine în momentul în care ai nevoie de energie. Iubirea trebuie continuă, argumentată și întărită ca să existe și să se materializeze în viața noastră. Numai ceea ce intră în adânc și se transformă în obișnuință, se transformă în comportament și ne schimbă soarta. Dacă nu renunți la tine în toate situațiile de viață, nu ai cum să te curezi de egoism. Adică să nu mai poți să judeci, să nu mai poți să ataci pe nimeni sau să te aperi. Numai când te lași pe tine și te uiți, atunci pornește miracolul în viața ta. Că îi faci astfel loc, acela este raiul. Când nu mai știi decât să iubești, atunci te unești cu Divinul. Predă-te pe tine, nu ești important. Sufletul și iubirea trebuie să fie pe primul plan, nu lumea. Fii dezinteresat de lume sau neatent la ea, neglijent. Păcatele se pot șterge numai prin jertfă de sine. Când te duci spre viață, ea se va îndepărta de tine, apoi vei lupta ca să o păstrezi. Când te îndepărtezi de ea, va veni spre tine, dar nu ca să câștigi ceva de la ea, ci ca să te piardă. Concentrarea pe părți creează conflictul. Când îți vine să critici pe cineva, să-ți zici: în fața mea este Divinul, nu am pe cine să critic și ce să comentez, și apoi tot ce vine din față este din mine. Atunci nu vei mai avea pe cine să te superi și te oprești. Prin acceptarea ta intră Domnul în viața ta. Dacă nu te abandonezi total, El nu poate să vină. Nu are unde, nu are loc. Ești prea plin de sine. Apoi critica și acuzația sau supărarea îl resping. Ele sunt ca o înjurătură la adresa Lui. De ce îl înjuri pe Cel care ți-a dat viață? El face totul pentru tine, numai să te lași, să renunți la controlul vieții tale și să-i dai Lui puterea. De ce nu se pot schimba oamenii? Pentru că nu se jertfesc efectiv, real și continuu pentru ceilalți. Jertfa de sine este puterea schimbării vieții tale. Cu fiecare dăruire și sacrificiu de sine se schimbă ceva în viitorul tău, pentru că este o golire care aduce mai multă energie miraculoasă în viața ta. Oamenii se consideră diferiți când de fapt sunt aceeași ființă. Întâi dăruiești necondiționat și apoi vine înțelegerea la tine. Trebuie mereu și mereu să dai semn că viața nu este importantă pentru tine și renunță la tot ce blochează dragostea. Cel care crede că are dreptate și este important,
nu se poate schimba și nu poate ierta. Dacă te aperi, ai ego și necazuri. Nu e nevoie să reacționezi niciodată și lucrurile se vor rezolva de la sine. Privește întâi la tine, vezi ce atașamente ai și renunță la ele. Desprinde-te. Trebuie întotdeauna ca cedarea și dăruirea să fie mai mari decât lupta pentru sine. Păcatul fundamental înseamnă a pune interesul personal mai sus decât interesul celorlalți. Sufletul, adică dăruirea de sine, trebuie să fie mai mare decât mai mult binele tău. Prin judecată te îndepărtezi de Domnul și vei suferi, dar prin unire te unești cu El. Iubirea ți aduce toată fericirea din lume. Când fericirile vieții și exteriorul, aspectul și înfățișarea sau imaginea devin cele mai importante pentru tine, începi să te distrugi. Atunci ești în pericol. Eul tău divin este una cu Dumnezeu. Ai cea mai mare putere a cosmosului în tine, dar nu știi și nici nu te interesează. Iubirea ta este prezența Lui. Dacă iubești, El va fi cu tine. Scopul vieții nu trebuie să fie din această viață, ci mai sus de ea ca să trăiești. Scopul trebuie să fie iubirea și nu bunăstarea. Bunăstarea mai mult decât ai nevoie te omoară, pentru că îți crește frica de a pierde și agresivitatea interioară și așa pierzi viața. Dacă pui un țel legat de corp, vei distruge corpul, pentru că vei irosi energia care ți-a fost dată pentru înălțare. Iubirea de Dumnezeu înseamnă să faci ce face El. El se dăruiește fără condiții. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri. Desăvârșit este. Nu viața trebuie să fie pe primul plan, ci sufletul. Iubirea este o jertfă continuă. Să fii capabil să sacrifici viața pentru a salva sufletul. Bunăstarea, mai mult decât ne trebuie, ți omoară duhul. Lasă-te prigonit și nu prigonit. Lasă-te răstignit și nu răstignit. Lasă-te nedreptățit și nu nedreptățit. Lasă-te bârfit și nu bârfit. Fii blând și nu zelos și rău. Prin deprindere de lume te unești cu Dumnezeu, să dai viața ta pentru iubire. Omul se închine la lucru pe care îl prețuiește cel mai mult. Cine apreciază mai mult sufletul decât viața, va trăi și nu va avea probleme. Trebuie să ai egoism ca să ai necazuri. Nu te apăra. Orgoliu pierde întotdeauna. Domnul vrea să te transforme în cea mai frumoasă ceașcă de ceai care a fost vreodată, în una unică și strălucitoare. Trebuie doar să curgi în ritmul iubirii, să iubești tu mai mult decât să fii iubit, să dăruiești mai mult decât să primești, să vezi sensul tuturor lucrurilor dincolo de ceea ce vede și crede mintea ta despre ele. Așa îți vei atinge destinul și vei lăsa lucrul Domnului să fie cum este, pentru că tu, ca tu să te cunoști într-o zi în cea mai frumoasă și desăvârșită formă care ți-a fost destinată. Fiindcă asta e ideea, poți să alegi, dar ai și un destin, iar înțelegerea corectă trebuie să te ajute să mergi pe calea scrisă, acceptând că pe drum vei întâlni provocări, al căror scop este să te facă mai conștient, mai puternic, mai plin de înțelegere, de iubire și de grație divină. Mulțumim!